Ei, salutări, sunt Mihai, bun venit la ultimul episod al Lancia Delta Integrale. Vom monta astăzi numerele 95 până la 100. Se pare că va fi un montaj destul de complex, destul de greuț. Formăm caroseria, unim cu șasiul și cu cabina de pilotaj. În numărul 95 avem bara spate și vom folosi șuruburi LD07 pentru montaj, dar asta mai târziu. Haideți să ne apucăm de treabă. Ok, înainte de toate, mașina va sta destul de mult acum din nou cu roțile în sus, lucru ce eu nu am știut dinainte, așa că primul lucru ce trebuie să fac este să elimin antena asta ca să nu o rup. Vom întoarce caroseria în sus și vom adăuga acum bara spate, desigur știți bine, la mine este prins cu scotch ca să nu se deschidă ușa. Iar acesta se pare că va veni montat așa aici cu niște șuruburi LP07. LD07. Și trecem la următorul număr și anume 96. Primim bara față. Pentru acest montaj teoretic ar trebui acum să adăugăm și niște baterii, dar în momentul de față nu dispun de aceste baterii, așa că nu le voi adăuga. Iar în față va urma să punem piesele astea. Haideți să dau un zoom să vă arăt ce se întâmplă. Deci intră destul de greu și trebuie apăsat, de preferabil cu o pensetă, încât urechile astea să culce și să intre în jurul acelui pin. Ok, partea cea mai interesantă urmează acum, deoarece trebuie să conectăm toate cablurile și desigur vom folosi pe urmă șuruburi LD07 ca să conectăm toate piesele, dar deocamdată le punem deoparte și avem grijă să unim toate piesele cum trebuie și acum adăugăm înapoi antena aceea care a lipsit, în care am dat-o jos, deoarece altă ocazie nu vom mai avea. Și ca norocul, nu avem multe piese de ghidat,
face doar două cabluri, așa că dau un zoom out maxim. Preiau toată mașina și va trebui să extragem cablul ăsta 10. Pe urmă, aici în spate, va trebui să extragem cablul 9 și mai avem aici încă două cabluri, 7 și 8. Voi așeza caroseria pe jumate pe mașină. Și acum urmează distracția. O întorc pe lateral, voi uni cablurile aferente. 6 cu, de fapt 9 cu 10. Se pare că am greșit, nu-i bai, dincolo va fi 10 cu 9 și aici ai 9 cu 10. Nu este nicio problemă deoarece ambele sunt cabluri de curent. Iar acestea trebuie să intre aici în spate. Cât mai bine ascuns, cu atât mai bine. Voi deschide portbagajul. Să vedem și aici ce cabluri au rămas pe din afară. Avem aici 8. Care voi încerca să-l trec prin gaura asta de aici și îl voi uni cu 8-ul de aici. După aceea voi lua 7-le acesta, îl voi uni cu 7-le de aici. Avem piesa aceasta și avem nevoie și de cablul acesta. Astea două se unesc. O parte este bine. Partea cealaltă aici mai încercăm să ascundem puțin din cabluri. Așa. Și nu întoarcem macheta pe dos, dar începem să strângem șuruburile de aici. Folosim șuruburi LD07, 6 bucăți în mijloc. Ok, am strâns acele șuruburi, ne-au rămas să mai adăugăm niște șuruburi aici în spate și aici sunt tot șuruburi LP07.
Ok. Și o să vedem dacă ne spune revista dacă trebuie să mai adăugăm niște șuruburi și în față, deși mă îndoiesc. Și să știți că, ba, mai sunt niște șuruburi de adăugat și sunt foarte bine ascunse aici în spatele roții. Deci aici va intra șurubul LD07. Și încă unul pe partea cealaltă. Ok, voi fi foarte sincer, a fost un montaj extraordinar de greu, dacă nu chiar foarte, foarte, foarte greu. Și urmează să punem bara față și să adăugăm două șuruburi LP06. Am să încerc să vă arăt cam despre ce este vorba. Întoarcem mașinuța așa pe lateral. Avem bara asta din față și ea se va monta. Încerc să-mi dau seama. Așa aici și va trebui să folosim șuruburile LD06. Și din păcate nu prea am cum să vă arăt, dar se instalează piesele acestea micuțe aici în față, exact în locul capului șuruburilor. Ok, pare incredibil, dar încă avem piese de adăugat. Suntem la numărul 97 și acesta este bara spate. Avem o evacuare. Este în formă de D, deci nu avem ce și cum să greșim. Am pus evacuarea. Și următorul pas este să prindem piesa aceasta mare aici. Piesa în care intră și evacuarea. Așa. Tot acesta se prinde cu niște șuruburi LP01. Bun, și acum este un moment de decizie. Deoarece putem alege să lăsăm piesa aceasta așa și să adăugăm cele două protecții de plastic aici în interior sau să adăugăm bara aceasta din spate pe care scrie Martini. Eu cred că voi merge cu varianta cu eleronul și continuăm cu următorul număr, care este din nou un număr destul de interesant. Am să păstrez piesele astea pentru că sunt piese esențiale pentru colecție, să nu rămână, de exemplu, este foarte ușor de scos, să nu rămână așa gol aici și aici. Bun, sunt mega încântat că în mare parte deja prinde formă. Haideți să-l punem mai încolo. Avem numărul 98, în care avem praguri și apărător de noroi și
și niște șuruburi LP17. Nu va fi un montaj foarte lung, nici unul super complex. Se pare că folosim doar două șuruburi și probabil acestea vor fi pentru apărătorii din spate, exact cum bănuiam. Apărătorii din spate sunt ăștia de mici. Și încerc să lucrez în așa fel încât să se vadă și ce fac. Teoretic, piesa nu este ștanțat care este stânga sau dreapta, dar acesta se orientează, cred că așa. Cred că da. Și aici sus, deci apărătoarea vine orientată spre roată și acesta se prinde aici. Folosim șuruburile aferente LP17 și nici nu trebuie strânse foarte, foarte tare. După care mut mașina mai încoace și avem pragurile. Căutăm niște praguri pe care este inscripționat L, deoarece acesta este partea stângă. Cred că le-am și găsit și montajul acestora vine din direcția asta încoace cu niște clipsuri. Așa, avem un set de praguri. Celălalt set de praguri. Și ultimele puncte de adăugat sunt apărătorii roșii. Acesta trebuie să meargă sub caroserie și trebuie să urmeze curbura roții. Așa, și având în vedere că deja este instalată o apărătoare de noroi, următoarea doar un ping din lateral nu mai răstorn mașina. Ok, am terminat și acest număr și în ultimul număr avem de adăugat două piese foarte importante și anume antena și scutul. Voi întoarce totuși ușor macheta pe lateral și încerc să fac în așa fel încât să vedeți și voi ce se întâmplă aici. Lucrăm pe partea aceasta. Scutul trebuie să intre cu pinul ăsta aici și aici avem 3 pini de ghidaj. Ok, montajul aferent este terminat, va trebui să adăugăm doar acele ace de prindere. Țineți minte, le avem pe astea mici. Și pe acesta de la capotă. Acesta va ține capota deschisă și pe urmă avem celelalte două de aici de sus. Care vor ține haionul deschis.
Perfect. Și ultimul pas. Este antena. Ok. Aș putea să zic că mare parte, ăsta este montajul, dar în numărul 100 mai avem două col de stickere de montat și cu asta este gata mașina. În momentul de față este destul de albă și după montajul stickerelor va arăta superb.